Am fost la unul dintre cele mai mari magazine asiatice din România și am luat cele mai interesante produse. Nu vine să cred. Am găsit bucăți de meduză. Am ajuns la raionul cu supe instante și sunt extrem de mulți. Să-ți spun de ce să te uiți până la final. Avem ramen făcut în Japonia, prăjituri ultra tradiționale chinezești, prăjituri japoneze, multe snacks-uri ciudățele și un fruct foarte interesant. Iar aici am cel mai urât mirositor fruct din lume, în unele părți chiar interzis în autobuze, dar până atunci, hai să începem cu mochi, prăjiturici japoneze. Mi se pare amuzant că gen pot să folosesc asta și chiar aici, gen, da, bine, nu contează. Pe astea le-am nimerit chiar cu 50% reducere, sunt cu susan negru și ar trebui să aibă un interior cu cremă de lapte, cred, nu am mai mâncat până acum. Mai avem încă două variante, cu cartof mov și pandan, care e o plantă specific asiatică. Oh, ceva foarte interesant, la aceste ambalaje sunt foarte greu de deschis. Uite, deci are zimți aici, teoretic ar trebui să-l deschizi ușor, dar... Ești gata? Wow! Arată așa dolofane și frumușele. Oh my god, zici că apăs pe o perniță elastică și super squishy. E foarte interesant. Norocel. Are foarte multă umplutură, dar nu e așezată exact cum arată pe ambalaj. Însă are un gust foarte intens de susan. În interior e o cremă ceva cu gust de lapte și smântână, care nu e foarte dulce. Eu abia aștept să ajungi la cele cu cartof mov. Acum avem o băutură foarte populară, o văd extrem de des în restaurantele asiatice și toată lumea o comandă. Am găsit-o și nu știu exact ce e. Oh, am găsit niște engleză, ceai de plante, ujulu 310. Iar ca ingrediente conține crizantemă. Scrie aici, într-o română puțin stâlcită, dar scrie crizantemă și ionicera. A fost destul de accesibil, a costat în jur de 4 lei. Wow, miroase ceai de plante, foarte asemănător cu ce-mi făcea bunica atunci când mă durea gâtul. Și hai să-l gustăm. Da, și nouă culoare? Da, bineînțeles, dăm paharul de whisky. E doar de frumi, nu bea whisky. O turnare frumoasă. Are o culoare aurie. Norocel. E extrem de dulce, mult mai dulce decât ce-mi făcea bunica. Are o aromă foarte intensă de plante, un gust destul de subtil de prună pe final, iar per total parcă are așa un iz medicinal. O să vezi 5 tipuri diferite de mâncăruri instant și o să începem de la cea mai mică până la cea mai mare și interesantă. Adică, uite cât de mare e punga asta de noodles instant. Iar aici avem ramen făcut în Japonia. E foarte greu să găsești produse făcute în Japonia și de obicei sunt super scumpe. Chiar a fost. A fost destul de scump, da. O să începem cu aceștia care ar trebui să fie tăieței din aceia grăsuți. Cel puțin așa scrie pe ambalaj. Asta înțelegi tu din ce scrie acolo? Adică cel puțin așa văd pe ambalaj, pardon. Deci trebuie să încălzim apă la 90 de grade și să punem 550 de ml peste pachet. Hai să-l deschidem. Avem tăieței care uite cât de mari sunt. Și avem 3 pliculețe diferite. Asta cred că e ceva iute și o să vedem restul. Oh, la final trebuie să pun toate pliculețele grămadă. O să scot tăieței și îi pun în bol. Bine, adică bănuiesc că știi cum se face o supă instant. O să le pun și capacul să se facă uniform și acum așteptăm. Cât așteptăm 6 minute să se facă supa, o să încercăm aceste gustări din creveți. Au costat 1 leu, au fost cele mai ieftine și hai să vedem. Oh, sunt făcute în Thailanda, în Bangkok. Arată ca niște tixuri. Oh my god! Miroase exact cum miroase mâncarea pe care o dau la pești. Mă așteptam să aibă un gust mai intens de creveți, dar doar miros extrem de tare a creveți. Sunt exact cât trebuie de sărate și îmi place extrem de mult textura lor. Au trecut 6 minute, acum hai să scoatem capacul și să punem sosurile. Aș vrea să pot să cumpăr tăieței din ăștia și la noi, așa mereu. Hai să începem cu pliculețul ăsta. Pare că are niște bucăți mari. Hai să vedem împreună ce e. Avem ceapă uscată și susan. Interesant. Arată foarte bine. Aici avem ceva care are textură de miere, dacă mă întreb pe mine. E un sos puțin dulce și un pic iute în același timp, cu destul de mult ulei. Și acum ultimul, care pare și cel mai intens, cred că ăsta e sos iute. Oare cât de iute o să fie? O, miroase iute, miroase iute. Punem și pe ăsta. Adică uite-te la culoarea asta. Ok, amestecăm totul foarte bine
Și prima impresie miroase extrem de intens a susan. M-am așezat în cascăle și de la iuțeală și acum hai să încercăm. Un noodle dolofan. Îmi place extrem de mult textura tăiețelului. E cumva densă, dar în același timp foarte pufoasă. Supa are un gust foarte intens de susan. E puțin iute, nu așa de iute pe cât mă așteptam. Însă mi se pare un pic cam apoasă. Data viitoare, dacă aș face asta, aș pune un pic mai puțin apă ca să simt mai intens aromele. Prima supă din 5, ce notă îi dai? Să-i dau nota 8. Hai să punem a doua supă la făcut, care e o variantă de ceva cu gust de carne, de porc. Îi pune la făcut. A avut un sos cu un miros extrem de ciudat, dar până atunci, hai să încercăm fructul interzis în multe țări. Efectiv, miroase a fructe stricate de pe jos. Ca atunci când calci pe dude. Dude din alea care deja sunt fermentate. Exact. Dar să știi că miroase mai puțin intens decât fructul proaspăt pe care l-am văzut într-o piață. Are gust de pește stricat combinat cu smochine. Notă? 4. Nu cred că aș mai mânca. Dar să știi că e un fruct foarte apreciat în Asia. Da, clar am eu gusturi prea de european plictisit. Chiar vreau să-mi spăl gura acum cu niște muștar conservat. Pe care scrie delicios. Exact. Deci am așteptări foarte mari. Nu, vorbesc, nu, așa arată. Arată ca o murătură, are o textură foarte squishy așa și moale. E iute, e destul de acrișor, dar în același timp puțin dulce. Să știi că nu e rău după ce treci peste mirosul lui. O să-i dau nota 7, sigur se pune în vreo mâncare și este super bombiță. Uite ce bine s-a arată acum. Înainte de supă, deschide ultimul ambalaj cu ridichea murată. Știi la ce abia aștepte să ajung? La prăjiturile astea, care sunt extrem de populare și au fost extrem de scumpe. O să-mi pun condimentele în cutia aia. Miroase a sos iute corean. Scos asemenea kimchi. Chiar îmi place kimchi, așa că sunt curioasă. E ridiche, feliată și condimentată. Hai să băgăm la burtici. Oh, da! Oh, iute! Dacă îți place kimchi-ul, aceasta e super aproape de el, doar că e varianta de ridiche. Mănâncă-ți supa, iute, Doamne ajută, succes! Iar după trecem la restul de dulciuri de acolo, care sunt una și una o nebunie. Iar supa instant, de la final, coreană, s-ar putea să aibă sânge în ea. Yummy! Oh, noodle și arată foarte bine. I-am dat bine prin zeamă. Îmi era puțin frică de ea, dar are o aromă foarte plăcută de porc. Nu mi se pare absolut deloc artificială, ceea ce mă surprinde. E puțin picantă, dar în același timp are un gust foarte plăcut de susan. Ceea ce îmi place extrem de mult. Chiar e o supiță foarte bună. O să-i dau nota 8,5. Încă nicio vină de aur. Poate ramenul ăla japonez adevărat. Continuăm cu tăieței din Coreea, care se fac foarte diferit față de toate supele de până acum. Am citit eu în italiană și o să vezi imediat. O mențiune, nu știe italiană. Am fost în Italia odată, așa că... Per tutti! Ciao, ragazzi! Uite cum arată tăieței ăștia, total diferit. Fiecare pungă a avut alt tip de tăieței. Torn 500 de ml de apă peste ei, iar apoi urmează pasul pe care nu l-ai mai văzut până acum. Las supa deoparte și hai să continuăm. Feliile astea de bacon fals arată interesant, dar hai să încerci o mocie. De obicei îmi plac toate mociile de la firma asta, dar hai să vedem cum sunt astea. Avem aici varianta cocos cu pandan. Pandanul e o frunză din care se face un extract și are un gust interesant. Mai sunt cele cu cartof mov, sau mai bine zis ube. Ești gata să vezi pe cameră squishy-ul? E ultra mega squishy. Ok, promițător. Narațel, ce textură divină, cred că sunt super proaspete. Au foarte multă umplutură în interior. Uite-te cât de elastice sunt. Iar în interior au o cremă care nu e foarte dulce și are o aromă extrem de plăcută de cocos și pandan. E greu de explicat pandanul. Are cumva gust de biscuiței. Vidră de aur? 10. Și ce înseamnă 10? Ce înseamnă? Vidră de diamant. Curg diamantele. Ca în video-ul lui Taylor Swift. Știi ce sunt astea? Nu. Un articol le numește une din cele mai nasoale prăjituri din lume. Cele mai nasoale? Da, cu un miros foarte puternic care îți va face rău. Să ai grijă să nu le mănânci dintr-o singură mușcătură, ci bucățică mică cu bucățică mică. O să afli tu de ce. Tu faci mișto de mine. Nu, pun articolul aici. Ok, te cred acum. Bine, hai să vedem. Mi-e frică să-l miros după ce mi-ai spus asta. O să dau un sniff rapid. Mă duce cu gândul la cazanul tatei când face țuică, da, un pic mai putrezit. Sunt extrem de tari. Nu pot să apăs, nu pot să fac nimic. Și au și un sâmbure în interior, bănuiesc, nu? Probabil. Bine,
Hai să vedem. Sunt dulci, sunt sărate, sunt acrișoare și în același timp au și un pic gust de fermentat. Dar în final nu sunt așa de rele, dar textura lor e foarte ciudată. Iar atunci când le mesteci, zici că mesteci ceva hârtie sau carton și după aia încep să se înmoaie. Dau nota 6. Am scurs aproape toată apa, iar acum trebuie să punem pliculețele. Oh, să încep cu astea, că au o textură ciudată. Sunt carne și legume uscate. Mamă, ce miroase a grătar. Și am citit despre tăiței aceștia că sunt cei mai populari din Coreea. Wow! Abia știu să încerc. Da, par niște tăiței foarte pufoși, așa, nu știu. În primul rând, tăiței ăștia sunt foarte diferiți față de toți pe care i-am avut până acum. Sunt mai groși și în același timp cumva elastici, dar și pufoși în același timp. Au o textură senzațională. Au o aromă destul de afumată, un pic dulce, dar în același timp sunt și acrișori așa. Dă-ne notă și pe urmă urmează ramenul japonez. După aia mai avem talo supă cu sânge, prăjiturile super fancy care au apărut acolo dintr-o dată, prăjiturile astea care arată senzațional. Abia aștept să ajung la ele. O să-i dau nota 7,5 și hai să vedem cum facem ramenul, care e în stil restaurant. Orice ar însemna asta. E foarte diferit împachetat. Cred că astea trebuie gătite for real. Sunt foarte drăguți. Mi-ar putea să fac ramen în casă, dar durează minim 24 de ore. Ok, au fiert tăieței și acum punem pliculețul. Arată ca o făină. Plicul ăsta ar trebui să-ți dea gustul supei pe care o fierbi 24 de ore de obicei. Bănesc că noi ar trebui să mai punem ceva lângă chestia asta, dar nu o să o facem, nu? Da, trebuie să punem un ou fiert deasupra, niște legume și burtică de porcușor crispy. Textura tăiețeilor e foarte interesantă, sunt un pic mai tari și destul de densi, iar aroma supei e destul de deosebită, având în vedere că am făcut-o doar dintr-un pliculeț. Se simte aroma de porcușor, ceva legume pe final și o aromă subtilă de ceapă. E destul de complexă pentru o aromă din plic. Înainte să treci la următoarele dulciuri, plus supa greu de făcut, dă-ne o notă. Pentru că e destul de departe de ramenul făcut în restaurante bune, o să-i dau nota 7,5. Hai să încercăm ceva ciudățel, hai să încercăm chestiuța asta. Bacon fals fermentat cu mult colorant. E genul de mâncare la care nu vrei să citești lista de ingrediente. Dacă am citit bine, sunt făcute din soia cu făină. Așteptam să fie mai suculente. Miros afumat, miros, uite, hai să le încercăm. Blăpișor. Cred că e varianta chinezească a sărățelelor noastre, pentru că au o textură foarte specială. Sunt cumva elastice, dar în același timp uscate și puțin greu de mușcat. Ce vrei să spui, că sărățelele noastre sunt greu de mușcat? Nu, doar că ziceam ca formă și ca idee seamănă cu sărățelele noastre. Scrie în comentarii, vezi prima asemănare, eu nu văd nimic. Uie în mână? Exact ca la sărățele, nu-i așa? Bine, conceptul seamănă cu sărățelele. Ok, notă? 7. Următorul, mochi cu cartof mov, numit și ube. Oh, sunt micuțe și mov, dar degeaba dacă nu sunt squishy. Ești gata? Dar nu sunt la fel de squishy ca cele de mai devreme, însă cred că umplutura e mai tare pentru că simt umplutura în interior. Gustul de cartof mov e foarte interesant. Pe mine mă duce cu gândul la o combinație între biscuiței și scorțișoară. Dacă vrei să încerci ceva mai chill, ăsta e bun. O să-i dau nota 9. Mai rămas 4 lucruri super interesante. Avem aici un compot foarte arătos. L-am luat doar pentru că arată bine. Am încercat să găsim cum se numesc. Tot ce am găsit e Mirca Rubra. Apreciez acest ambalaj. Da. Pentru că vreau să ies cu compotul meu la plimbare de fiecare dată. E dubios, e dubios. Are ca niște țepișori așa pe el. Mă înțeapă puțin atunci când îl ating și norocel. Are un gust foarte plăcut. E un pic ciudat pentru că are gust și de cireș și de zmeură în același timp. Dar e foarte interesant. Iar textura lui e așa un pic înțepătoare, dar nu cât să te deranjeze. E o experiență. O să-i dau nota 8,5. Prăjitură cu dovleac în stil vietnamez. Pa, pentru toată familia o prăjiturică. Oh. Ce micuță e. E un biscuițel. Wow. Surprinzător, dar arată fix ca în poză. La exterior au un aluat care seamănă foarte mult cu foietajul de la noi, iar în interior avem jeleu de dovleac. Asta-i dau nota 9. Am ajuns la supa care se face extrem de greu și este rece. Facem împreună primul pas și mai vedem după. Mă așteptam la chestia asta. Sunt vidați. Am avut astăzi 5 supe. Toate au fost diferite la nota. Și uite câte chestii avem aici. O, uleiul ăsta pare extrem de picant. Primul pas. Scoatem
tăieței și acum trebuie să îi lăsăm la muiat în apă rece pentru 5 minute. Am lăsat tăieței 5 minute la hidratat și acum îi pun în oală. Îi fierbem pentru fix 2 minute. Mai avem după asta. Bun, acum trebuie să îi strecurăm. Pot spune că miros foarte ciudat tăieței ăștia. Îi scurgi bine de apă și trebuie să îi clătești în apă rece de 3-4 ori. Așa arată tăieței reci și spălați, iar acum o să punem toate pliculețele peste ei. Înainte să gustăm, vreau să-i mulțumesc noului membru al canalului, Lydia, care ne-a susținut, a pus un butonul de join și datorită ei și multor altora putem să facem aceste videouri pentru tine. Cine se abonează are niște emoticoane super drăguțe care le poți avea numai dacă ești membru. Și bineînțeles, mențiuni în videourile viitoare. Iar acum, hai să vedem cum sunt tăieței reci. N-am mai mâncat niciodată tăieței reci. Bine, am mai mâncat, adică nu i-am mai încălzit din frigider, dar nu așa. După ce guști ăștia, treci la prăjiturile alea. Uite-te aici, acum am putut să-i prind. Asta e poza de cover, ia, uimită. Arată foarte bine, blupișor. Băieții ăștia au făcut salată rece de noodles. Cred că aș pot să iau sosul de aici, să pun roșii în el și să aibă gust de salată de roșii. Notă înainte de prăjiturile lunii? Nu, chiar mi-a plăcut. Marele final, prăjiturile lunii. Aceste prăjituri sunt făcute special pentru unul dintre cele mai populare festivaluri care au loc toamna. De obicei, lumea ia cutiuțe din acestea și le dau cadou. În schimb, dacă ai văzut video-ul trecut, știi cum am făcut noi rost de ea. Hai să o deschidem. Mi-ar plăcea să primesc un cadou așa. Oh my god, cât de fancy și pe bogăție arată. Avem până și ustensile de mâncat incluse. Așa arată furculița. Și bineînțeles că vine și cu un cuțitaș. Poți să mănânci cu ele, te rugăm? Da, bineînțeles că pot. Vrem să vedem cum arată. Arată așa de premium. E mai strălucitoare decât soarele. Are extrem de multă cremă. Nici nu trebuie să mă uit că simt că are multă cremă. Această furculiță o să vezi. Wow. Deci această prăjiturică e formată dintr-un aluat care seamănă destul de mult cu biscuitele. În interior avem o cremă cu lotus, iar aici avem gălbenuș de ou, sărat și dulce în același timp. Miroase extrem de bine și chiar au pus foarte, foarte, foarte multă cremă. Adică băieții ăștia când zic că pun umplutură, chiar pun umplutură în aceste prăjituri. Norocel cu lună. Aluatul are o aromă foarte subtilă de unt și o textură super sfărâmicioasă. Umplutura e super densă, iar gustul de lotus e unul specific și foarte greu de spus în cuvinte, dar e dulceag și foarte aromat, iar gălbenușul completează foarte bine toată experiența. Au fost așa de bine echilibrate încât o să le dau nota 10. Chiar mi-a plăcut. Ești o dulceață care ai stat până la final. Îți las aici un video pe care sigur îl vei iubi. Vidră, out!